echipaj de jandarmerie s-a autosesizat cu privire la faptul că o femeie aflată la geamul unei locuințe a aruncat cu recipiente din sticlă înspre un bărbat aflat în fața blocului, unul dintre recipiente a avariat parbrizul unui autoturism parcat în apropiere. Incidentul a avut loc vineri, 14 mai, în jurul orei 23 și 40 de minute în municipiul Zalău, pe fondul unui conflict între cele două persoane. În cauză, jandarmii au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, acte ce vor fi înaintate parchetului de pe lângă judecătoria Zalău pentru continuarea cercetărilor. Într-un alt caz, jandarmii au aplicat sancțiuni pentru nesupravegherea animalelor. Un echipaj de jandarmerie aflat în patrulare în mediul rural s-a autosesizat cu privire la faptul că mai mulți cai sunt lăsați în libertate și fără supraveghere. Incidentul a avut loc sâmbătă 15 mai pe un câmp situat pe raza comunei Someșodorhei. Proprietarii, trei bărbați din localitatea Someșodorhei, au fost identificați și sancționați contravențional pentru lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri. Oamenii legii au aplicat un număr de trei sancțiuni contravenționale în baza legii 61 pe 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice în cuantum total de 1.500 de lei.